Am invitat-o alături de noi pe doamna Elena Matescu, director Administrația Națională de Meteorologie. Mulțumesc foarte mult că ați venit. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit și mulțumesc și eu pentru invitație. Vă urez încă o dată la mulți ani pentru că ați fost sărbătorită ieri și astăzi putea să vă odihniți, dar ați ales să veniți alături de noi pentru că sunt fenomene importante care se întâmplă pe glob și ne interesează, desigur, dacă va fi afectată și România, dacă se anunță fenomene periculoase și la noi în zilele următoare. Este clar că fenomenele meteorologice sunt în creștere și devin din ce în ce mai intense de la un an la altul și spuneam de fiecare dată în cadrul intervențiilor că recordurile înregistrate în anii curenți sunt depășite de ceea ce urmează. Pentru că mai multă căldură în sistemul climatic generată cu o cantitate mai mare de vapor de apă conduce de fapt la ceea ce s-a întâmplat iată acum în Statele Unite sau în Europa Centrală și Vestică și observăm și o variație semnificativă a tipurilor de fenomene. Dacă în Statele Unite și Canada, acolo unde tornadele reprezintă și se înregistrează cele mai multe în această parte a lumii, iată în Europa Vestică și Centrală inundații, în Europa Sudică, în Spania, Portugalia, valori de temperaturi care au depășit pragul de caniculă 35-40 de grade. 40 de grade pare ireal, nici nu vreau să mă gândesc ireal ce pentru urmează. O lună de primăvară și s-a întâmplat mult mai devreme și observăm că aceste lucruri se întâmplă mult mai devreme comparativ cu ultimele decenii, pentru că așa cum am spus, mai multă căldură în sistemul climatic, iată coroborată cu o cantitate mai mare de vapor de apă, generează până în urmă mai multe fenomene extreme și mai intense și mai frecvente. Ce se întâmplă la noi în țară? O vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Ieri ne-am apropiat de pragul de caniculă în partea de sud-vest și sud-est a țării, cu 30 de grade în capitală. Astăzi, valori de până la 30-31 de grade. Deja în sudul țării înregistrăm 27-28 de grade în capitală, de asemenea 25-26 de grade, depășim pragul unei zile de caniculă. Acum că am povestit, deja mi s-a făcut cald, să știți. Nu vreau să mă gândesc ce urmează în august, în iulie. A doua parte a săptămânii aduce din nou valori apropiate de pragul unei zile de caniculă, 33-34 de grade Celsius în partea de vest-sud, sud-est a țării. Și trebuie să spunem că aceste zile foarte călduroase vin la pachet cu aceste tipuri de fenomene. Pentru că pe parcursul după amiezilor, aversele vor avea caracter torențial, vor fi însoțite de intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, izolat, căderi de grindină. Și da, este posibil ca vara 2022 să fie tot o vară a extremelor, așa cum s-a întâmplat cel puțin în ultimii ani, pentru că deja observăm aceste fenomene se întâmplă mai devreme și cu siguranță pe măsură ce înaintăm în sezonul cald, în sezonul de vară, când în mod tradițional înregistrăm valori frecvente peste 35 de grade Celsius, cu siguranță acestea vor duce și la fenomene de instabilitate mult mai accentuată. O altă îngrijorare pe care au avut-o românii în ultimele zile a fost acel nor care vine dinspre Cernobâl. Știu că specialiștii dumneavoastră monitorizează oră de oră, minut de minut direcția acestui nor, unde este în acest moment, cât de periculos este pentru România. Veștile sunt bune, așa cum am specificat și în comunicatele care au fost publice și efectuate de Administrația Națională de Meteorologie, pentru că simulările modelelor numerice indică tendința circulației de la vest către est, ceea ce înseamnă că în acest moment nu suntem în niciun pericol, pentru că norul are o tendință de deplasare către estul Ucrainei și partea de sud-est a Rusiei. Așadar, suntem departe de ceea ce ar însemna posibilitatea ca spre România să avem o tendință a norului de fum cu deplasare în zona țării noastre. Revenind la vară, pentru că toți suntem într-o perioadă în care ne căutăm vacanțe, ne planificăm vacanțe, sperăm să ne permită și prețurile și evoluția războiului de la granițe, care dintre luni este mai potrivită pentru a pleca undeva, pentru a avea așa o săptămână legată de vreme frumoasă? Iulie sau august? În acest context al circulațiilor foarte rapide, în care vremea este foarte schimbătoare de la o zi la alta, numărul de zile mai călduroase este din ce în ce mai frecvent, dar acesta este și alternează și cu perioade în care avem, iată, răciri,
din punct de vedere a valorilor de temperaturi și fenomene de instabilitate. Climatologic vorbind, sigur că da, a doua parte a verii este mai stabilă din punctul de vedere al fenomenelor meteorologice extreme, dar cu siguranță pe parcursul verii, indiferent unde vom merge, câteva reprize de ploaie scurt, așa cum se întâmplă de obicei, nu ne vor strica concediul, doar să avem pregătiți o umbrelă și sigur că da, dacă suntem în zona de munte, poate și ceva o pelerină de ploaie. Dar în rest, sigur, trebuie să luăm în considerare mesajele meteorologilor și ale autorităților atunci când aceste fenomene meteorologice se află sub incidența codurilor portocalii sau chiar roșu de tip nowcasting, pentru că, într-adevăr, atunci trebuie să avem grijă de viața noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații extrem de utile pentru telespectatorii Antena 3. Mulțumesc, doamna director Elena Matescu, și vă mai aștept cu drag și, Doamne ajută, să vină vremuri bune! Doamne ajută, mulțumesc încă o dată pentru invitație și sănătate tuturor sărbătoriților de ieri și chiar în fiecare zi să fie o sărbătoare pentru fiecare dintre noi. Așa să fie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!